Bună ziua, prieteni stupari! Ne aflăm în data de 10 aprilie. Și bineînțeles, vom continua. Și de această dată să facem lărgirile necesare familiilor de albine. Și acolo unde este necesar să adăugăm foițe la crescut și bineînțeles să caturi. Vreau să vă vorbesc astăzi despre necesitatea administrării turtelor, în special a turtelor proteice. Vreau să vă spun că anul acesta n-am administrat nici măcar un gram de turtă proteică și familiile au avut o dezvoltare foarte bună. Am administrat turtă având în vedere și prețul crescut. Al turtelor. Și având în vedere mai apoi și temperatura de afară. Lubinele au adus mult nectar. De la pomii fructiferi. Și ramele sunt pline cu miere. Aici la mine în zonă va mai trece probabil 2 săptămâni până când să avem cules de salcâm. Unii apicultori sunt fixați și având în vedere multa reclamă care se face, sunt fixați pe administrare de turtă proteică, indiferent de ce se petrece afară. Se dovedește că atunci când temperatura exterioară, primăvara, este una ridicată, matca pontează, albina își adună proteină din natură, mai ales dacă ne aflăm într-o zonă unde sunt și pomi fructiferi. Și atunci nu se justifică administrarea de turtă proteică. În zonele în care nu există polen în natură, hai să zicem că acolo se merită mai mult să administrezi turtă proteică, dar în rest nu se merită. Dacă afară este frig, poți să-i dai câtă turtă i-ai da, mare lucru nu realizez. Și am observat aceasta în special în ultimii 2 ani. Familia aceasta e blocată. I-am scos hrănitorul. Nu o să-i mai dau nicio ramă, deși am pregătit câteva foițe. Nu
nu o să mai dau nicio ramă, o las pe 11 rame. Dar în schimb îi aduc din casă un etaj, un cat. Și în cat o să pun mai multe, o să pun mai multe foițe la crescut. Și în spațiul acesta liber rămas de la hrănitor, o să pun o diafragmă. Revin cu etajul. Am revenit cu diafragma. Și o să-i pun un etaj în care am intercalat printre ramele crescute și 5 foițe. Și această lucrare o voi face la toți stupii, la toate familiile care sunt bine dezvoltate. Deci, concluzia la care am ajuns eu este că nu se merită să băgăm banii în turte proteice. Eu le-am administrat în primele zile din primăvară, la sfârșitul lunii, să zicem, februarie și în luna martie. Le-am administrat de vreo 3 sau 4 ori, mi se pare, turtă energetică, care a fost mai ieftin. Apoi când am văzut că afară se încălzește, le-am dat direct de câteva ori sirop, iar mai apoi n-a mai fost nevoie, deoarece Albina a avut suficientă, a avut suficientă hrană din natură. Acestea fiind spuse, vă urez o zi bună și să ne vedem cu bine în stupină. Doamne, ajută!